Polițiștii din cadrul secției rurală Șimian au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că în cursul aceleia zile, două persoane au pătruns în incinta unei săli de jocuri din localitatea Șimian și au agresat doi clienți ai localului, provocând scandalul. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Șimian, care, în urma cercetărilor efectuate, au identificat persoanele bănuite, doi tineri de 19, respectiv 21 de ani. Fapt, s-a reținut că în după amiaza zilei de 21 anul curent, doi tineri de 19, respectiv 21 de ani, ambii din comuna Șimian, au intrat în incinta unei agenții de pariuri sportive cu punct de lucru în localitatea Șimian și au agresat doi bărbați, aceștia din urmă refuzând să depună plângere pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Tinerii de 19, respectiv 21 de ani, au fost surprinși în timp ce intră în incinta sălii și încep să-i lovească pe cei doi. Cu toate acestea, victimele au refuzat să depună plângere pentru lovire sau alte violențe. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice față de cei doi tineri, fiind luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca la expirarea măsurii să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin cu propunerea de luare a unei alte măsuri preventive.